Hei, salut, bine v-am găsit! Astăzi vreau să vorbim despre oamenii care vorbesc îngrozitor de urât despre partenerilor. Pentru că există chestia asta, observi de foarte multe ori întâmplându-se asta în public, mai ales când sunt cei doi de față, sau bineînțeles separat vezi pe cineva care se plânge de dimineață până seara de omul de lângă el sau ea. Asta este o chestie extraordinar de urâtă și nu îți face niciun fel de cinste. Da? Poți să spui tu cât vrei că ăla e prost, că e prostul meu Știți că în general femeile spun chestia asta tu Îți dai seama ce, ce penibil trebuie să fie să uh, conștientizezi și să verbalizezi faptul că trăiești cu un prost Că ți-ai ales un prost Ce spune chestia asta despre tine? Adică, nu? Ai stat să te gândești vreodată la chestia asta sau îți place să fii uh, drama queen? Uh, ideea este în felul următor Ideea este că nu ai niciun drept să-l judeci pe celălalt. Uh, fix despre asta vreau să vorbim, de fapt. Nu ai absolutamente niciun drept să-l judeci pe celălalt. În momentul în care există cum, comportamente sau atitudini în care nu-ți convin, ai tot dreptul să verbalizezi și să spui ce nu-ți convine. Este dreptul tău să-i spui celălalt, băi mie nu-mi convine asta. Punctual, chestia X. Nu îi spui tu niciodată, știu eu cum sunteți voi, bărbați, și alte porcării de genul ăsta, pentru că genul ăsta de adresare nu se referă la cazul punctual. Da? Și atunci tu trebuie să înveți să pui punctul pe i, să verbalizezi strict lucrul ăla care pe tine te deranjează. Cu cât ești mai vagă sau vag, cu cât ești mai ambigu sau ambiguă, cu atât nu vei rezolva absolutamente nimic. Vei produce ceață relațională, vei produce dezgust, iar dezgustul duce într-un final la despărțire. Deci, repet, nu este treaba ta să stai de dimineață până seara și să te plângi sau să-l judeci pe celălalt. Nu este treaba ta. Am observat chestia asta, mai ales la femei. Au o mare problemă cu bărbații. Noi suntem vinovații de serviciu. Este o întreagă cultură în jurul acestui lucru. Frate, nu-ți convine, ai tot dreptul să-ți schimbi partenerul. Ai tot dreptul să pleci din relația aia. Da? Nu te-ai născut cu ciocanelul de judecător în mână, nu ți-a dat nimeni dreptul ăsta suprem de a uh, judeca o altă persoană, pentru că până la urmă ține minte, o relație este despre tine, este o manifestare în cea mai pură formă a sinelui. Deci nu este despre celălalt, este despre tine. Și atunci mai bine ar fi să accepti faptul că ai ales prost și în loc să stai să faci o dramă din chestia asta, să uh, te porți. Ca atare, adică să iei o decizie. Decizia asta putând însemna, bineînțeles, încheierea relației. Asta mi se pare extraordinar de ok. Singurul drept pe care îl ai, da, este să judeci dacă decizia ta a fost una bună sau nu. Nu să-l judeci pe celălalt. Suntem campioni mondiali la judecat oameni, suntem campioni mondial la etichetat alte persoane și mai puțin. Interesați de a ne uita în oglindă, de a ne privi pe noi înșine, de a ne analiza comportamentele, de a ne analiza reacțiile, de a ne analiza. Din punct de vedere uman. În schimb, suntem specialiști să punem lupa pe ceilalți. Asta este cea mai mare nenorocire care se întâmplă în societatea românească, exact chestia asta că stăm cu lupa pe celălalt. Nu, nu ai niciun drept să faci chestia asta cu atât mai mult în cuplu, singurul drept, repet, pe care îl ai, este acela de a judeca dacă relația ta este uh, una bună sau nu și dacă, bineînțeles, alegerea pe care ai făcut-o a fost una corectă sau nu. Pa.